Victoriei cu Tudor Mușat la Europa FM. Bun găsit tuturor pe frecvențele radio și live pe Facebook și pe site-ul europafm.ro. O discuție astăzi despre criza de guvern care nu se mai termină și felul în care ne vulnerabilizează în acest moment. Nu e vorba doar de raporturile cu Comisia Europeană, de pildă, apropo de noile discuții privind renegocierea PNRR, are legătură și cu ce crește în interior la umbra acestei crize, ce avânt iau anumite formațiuni și anumite curente și nu în ultimul rând, cum ne complică tabloul și ceea ce se întâmplă foarte, foarte aproape de noi. Un singur exemplu, criza din Polonia, criza migranților, granița cu Belarusul, care împinge refugiați spre Uniunea Europeană, Polonia, o țară care a ajuns, iată, să discute despre implicarea NATO în subiect. Despre toate, cu președintele Partidului Mișcarea Populară, Cristian Diaconescu, fost ministru de Externe, bună seara! Bună seara! Bun venit în Piața Victoriei! Invitați. Vă invit și pe dumneavoastră, ascultătorii noștri, să ne sunați la 0372069599 pentru a discuta subiectele zilei. Începem cu criza de guvern, domnule Diaconescu, pentru că aici, dacă te uiți în altă parte, 5 minute, descoperi că s-a schimbat ceva. Schimbarea momentului este că discuțiile între părți s-au oprit. PSD, PNL, UDMR nu mai stau de vorbă la ora asta, deși ar fi trebuit să o facă și ar fi trebuit să producă și un rezultat cu care să meargă la președinte. Și n-o fac, pare să aibă strânsă legătură cu anunțul făcut de PSD că dă premierul, că vrea să dea premierul pe Marcel Ciolacu, că vrea să dea primul premier din această rotație și că nu-l acceptă nici acum pe Florin Câțu în caz că PNL-ul ar veni cu această idee. Deci nu s-a deblocat nimic, de fapt. Din punct de vedere numeric, asocierea PSD-PNL-UDMR ar asigura practic o majoritate în Parlament care, rapid, ar putea să ia absolut toate măsurile de care este astăzi nevoie în România. Dar se pare că interesul politic de partid și preocuparea și concentrarea pe sondaje sunt mai importante decât demersul efectiv. Deci, având o majoritate aproape de două treimi în Parlament, practic ar putea promova bugetul cât se poate de rapid, toate modificările legislative necesare în ceea ce privește absorpția fondurilor europene, pentru că să știți că acolo este o problemă foarte serioasă, din câte am înțeles în acest moment. Sigur, tema oarecum vine în mintea unora pe locul 2 după PNRR, dar din această perspectivă vă semnăresc că și acolo avem în acest moment o mare vulnerabilitate. Adică n-ar trebui să uităm de exercițiul nostru financiar obișnuit, din nu de bonusul ăsta care înseamnă PNRR-ul. Exact, da? Din cadrul financiar multianual. Și, într-adevăr, măsurile care țin de criza pandemică, crizele de la frontieră și din regiunea României, absorpția banilor europeni, unde concluzia este una singură. Le poți rezolva numai dacă ai un guvern cu administrare operațională, care poate, într-adevăr, să ia deciziile necesare. În acest moment, cu un guvern de administrare limitată, fiind un guvern căzut, practic, nu putem nici măcar mandata un ministru să semneze acordurile de prefinanțare din PNRR. Deci este aberant așa ceva, cum să vă spun, este greu de imaginat într-o democrație funcțională. Și totuși lucrurile stau pe loc și pretinsul compromis, să spunem, sau pretinsa deblocare vândută de cele două părți ca fiind acordul pe rotația premierilor, de fapt n-a produs niciun fel de deblocare. Dimpotrivă, pare că a adâncit blocajul. Recapitulez pentru uzul tuturor. Cele două partide vor această rotație a premierilor. S-au înțeles să fie când unul, când altul. Hai să ne oprim la asta pentru moment, la ciudățenia asta. Sau poate nu e o ciudățenie, poate ni se pare nouă că n-am mai avut așa ceva. Pot să vă spun că din viețile mele politice anterioare este prima oară când aud de așa ceva. Eu nu am auzit în partidele politice din România de o astfel de variantă în ceea ce privește găsirea compromisului necesar pentru a asigura guvernarea. În Israel a funcționat o singură tură după care au trebuit să intre în alegeri, într-o nouă rundă de alegeri. În Iugoslavia, după 1990, această rotație la conducerea Federației Iugoslave a generat contradicții care au dus la război. Sigur, sunt exemplele care îmi vin în minte. Nu știu în altă parte în lume unde o astfel de idee a putut fi operațională, măcar pe termen scurt. Nici măcar în
coaliția, marea coaliție germană pe care ne-au tot dat-o ca exemplu, nu s-a schimbat cancelarul exact. Odată la un an mai mult decât doi. Atât, da. Marea coaliție germană reușea la un moment dat să aibă și polemica politică inerentă unui proces electoral și actul de guvernare stabil între aceiași jucători politici. Deci, în această perspectivă, argumentul contradicției politice nu funcționează când este vorba de voința de a administra o țară. Reperul 2, un an și jumătate, ne-a lăsat să înțelegem PSD-ul chestia asta, spunând, vrem ca Marcel Ciolacu să fie premier și să fie acum, că doar nu negociam pentru președintele partidului nostru un mandat de premier care să înceapă peste un an jumate. Deci un an jumate e planul să dureze mandatul. Deci într-o să ne rotație. Imaginăm în România, cu această clasă politică, cu aceste partide politice, cu aceste personalități, cine dorește să pună ghilimele, poate să le pună sau nu, ne închipuim că un guvern cu 3 luni înainte de expirarea acestui an și jumătate ia măsuri pentru următorul guvern, după care pleacă liniștit din scaun, își dă demisia și urmează un alt guvern. Dar e un alt guvern, de fapt, e tot guvernul lor, cum ar veni, doar că se schimbă premierul, chipurile. Nu știu, vă spun... Condu tu puțin echipa cât dorm eu, mă odihnesc, nu? Corabia, barca, barnam. Exact. Da? Stau eu puțin un an jumate, îmi refac forțele, vin iar. Sau adopt o serie de proiecte, acte normative care vor avea, de fapt, valabilitate în mandatul tău. Nu în mandatul meu, pentru că procedura de adoptare până trece de Parlament este E bună asta cu mandatul tău, mandatul meu, că ni se sugerează ideea unei echipe foarte unite care n-are nevoie decât să se schimbe capitanul din când în când cât se odihnește celălalt. Dar nu e așa, de fapt, pentru că oamenii ăștia nu se înțeleg de multă vreme. Dacă îmi permiteți, vorbim foarte mult de persoane. Iertați-mă, o țară nu se conduce de persoane. Se conduce prin majorități, se conduce prin instituții, deci se conduce printr-o formă colectivă de exprimare și a voinței politice, dar și a profesionalismului. Marea majoritate a acestor persoane sunt niște cetățeni ai României care, prin munca lor politică, au ajuns în poziții din care devin propozabili pentru niște funcții. Nu sunt nici laureați ai Premiului Nobel, nu sunt nici oameni care, mulți dintre ei, prin experiența anterioară, să genereze un anume tip de încredere. Pur și simplu, între două partide care se antipatizează istoric, ca să spun așa, ar urma să existe o înțelegere care nu o să ne genereze garanția și încrederea că va fi și una funcțională. Este un pic ciudat, ca să spun așa. Ce să zic? Dacă se întâmplă, să fie în regulă. Nu niciun fel de problemă. Dar sunt foarte puține argumente în sensul unui orizont pozitiv de așteptare. S-a făcut pasul 1, chipurile, acordul pe rotație. Bun, foarte bine. După care au intervenit pretențiile. PSD-ul zice, vreau să fiu președintele partidului să fie premier și vreau să fie acum. Deci, repet, nu negociem pentru un an jumate de acum încolo. PNL-ul zice, păi nu, stați puțin că noi suntem totuși partidul care a fost Vioara întâi și vrem să rămânem, primul premier îl dăm noi. Numai că aici ne blocăm de Florin Câțu, adică avem toate taberele posibile. Câțu în conflict cu propriul partid, aparent. Câțu spunând, vreau eu să fiu premier. Păi nu te vrea PSD-ul, deci nu putem să dăm primii tura de premier. Nu, eu insist să fiu eu premier. Păi nu vrea PSD-ul, atunci să vină PSD-ul și să ia prima Vioară. Păi da, dar ne supărăm noi, că vrem noi să fim prima tură. Adică asta e piesulica în care jucăm, piesulița, nu știu cum să-i zic. E un puțin amuzant, dacă n-ar trece țara asta prin atâtea probleme, probabil că am putea să ne înveselim. Deci, politicianul din România, în egală măsură, în acest moment, își asumă venirea la guvernare și plecarea de la guvernare. Da. Iertați-mă, mi se pare... Da, un anume tip de performanță. Și își mai asumă ceva, își mai asumă să nu fie la guvernare în primă fază, pentru că dacă intrăm în logica lui Florin Câțu, mai bine să fie PSD-ul primul decât să fiu eu marginalizat în partid că nu mai sunt premier. Că vedem ce se mai întâmplă într-un an jumate, cam asta înțeleg că e calculul. Deci vom avea un premier în așteptare. E un premier în așteptare, adică cineva negociază să fie un premier în așteptare. Unde vrei tu să ajungi? În umbră, nu la putere. Adică, iar de ce? Premierul de azi e foarte posibil, pentru că are cadrul legal necesar, să revoce din funcție niște miniștri din viitorul guvern. Poate și pe viitorul prim-ministru, dacă este ministru în actualul guvern. Și intrăm într-o șaradă care chiar mi se pare... Așa ar trebui să fie, pentru că, într-adevăr, ca președintele celuilalt partid să fie vicepremier și să dețină portofoliul cel mai important, probabil, după premier, adică finanțele, ne imaginăm. Și conform legii responsabilității ministeriale, poate fi revocat de prim-ministru.
Da, și aici nu o să mai ajungem la episodul PNL-USR+. Acolo ne-am supărat că s-a dat afară un ministru al sănătății, că s-a dat afară un ministru al justiției, dar cum o fi când dai afară un vicepremier care e președintele celuilalt partid exact. Din coaliție mare și care e vicepremier sau ministru de finanțe? Se presupune că peste câteva luni îi predai mandatul, pentru că așa a existat o înțelegere în urmă cu un an, ca să nu mai vorbim de faptul că și conducerile partidelor angrenate într-un astfel de proces vor trebui să rămână stabile. Pentru că vin alte conduceri care nu respectă ce s-a convenit anterior și, mă rog. Bun, vine inevitabil întrebarea despre rolul președintelui. Cunoașteți intim resorturile prin care funcționează administrația prezidențială. Ce ar trebui să se întâmple în situația asta? Adică, deja, nu știu, președintele Iohannis ar fi trebuit ca acum o săptămână, 10 zile, deja să fi anunțat traseul? Că văd că stă deocamdată. În opinia mea, așteptările partidelor politice față de președinte sunt mai mari, poate chiar mult mai semnificative decât și-ar dori chiar președintele. În istorie au fost astfel de precedente, mai ales din partea partidului care l-a adus sau care îl sprijină în exercițiul puterii. În al doilea rând, cum spune și o decizie a Curții Constituționale, președintele, în desemnarea primului ministru și în constatarea majorității, nu numai în ceea ce privește persoana, ci și programul de guvernare, pentru că, practic, aici ar trebui să existe atenția cea mai concentrată a partidelor politice, trebuie să acționeze, cum se spune, în logica producerii unor efecte pozitive. Aceasta este logica constituțională. Adică să aibă în vedere ca persoana pe care o desemnează să fie capabilă să genereze respectiva majoritate, să existe un program de guvernare care să poată fi implementat. Și în al treilea rând, evident, cei care formează sub conducerea primului ministru guvernul să fie persoane profesioniste care să acționeze din prima zi, nu aspiranți neapărat politici dintr-un partid sau altul. Poate președintele spune, nu ține constituțional de competența mea o astfel de responsabilitate. Poate că are dreptate, poate că nu, dar realitatea României de astăzi și polarizările din trecut, prezente, poate și viitoare între partidele politice, îl obligă, după părerea mea, să exercite un rol mult mai proactiv în legătură cu acest subiect. Da, este o responsabilitate în plus, dar noi așa ești în serviciul țării. Da, deci președintele nu pare că te-ai fi putut gândi că a creat o capcană singură aici, spunând veniți la mine când aveți un premier. Nu, președintele a zis veniți la mine când aveți o majoritate capabilă. Bun, și atunci nu te poți duce și spune uite, avem această majoritate, ne-am înțeles de principiu, nimic nu mai stă în calea guvernării noastre împreună, avem 3 variante de premier sau 5, desemnați unul dintre aceste variante. Nu merge, înțeleg, nu? Nu te duci la președinte cu un evantai pe masă? Vă spun din ce mai știu din anii trecuți, ceea ce se vede la televizor, consultările și desemnarea sunt pregătite dinainte. Deci, practic, se știe, consultările în sine sunt necesare din punct de vedere constituțional, sunt obligatorii din punct de vedere legal și politic, dar sunt precedate de evaluări, armonizări de poziții, etc., și reprezintă doar semnalul în baza căruia președintele se exercită această prerogativă. Bun, ce ar trebui să se întâmple acum, după părerea dumneavoastră? Adică unde se poate, sigur, probabil că un răspuns ar fi să se resemneze Câțu, că nu poate fi premier și să renunțe odată și să deblocăm situația asta, dacă într-adevăr doar ăsta e motivul și nu poate exista și altceva. Ne luăm după declarațiile publice. Între aspirațiile persoanelor, politicieni, indiferent de rangul pe care îl au și situația dramatică prin care trece România, nu am decât un singur răspuns, practic. Trebuie cineva să-și asume gestionarea administrării României, luând ochii de pe sondaje. Pentru că da, s-ar putea să fie un cost politic. Dar când te întorci acasă după asta sondaje și spui ai făcut tot ce era omenește posibil și a trebuit să se plătească un preț, cred că între cele două teme prevalează cea de atitudine. Dacă am ajuns la sondaje, nici nu era greu de bănuit că la umbra multora dintre crizele acestui an și jumătate, plus criza politică, criza de guvern, va crește ceva, se va consolida cineva și acest cineva este, cel puțin vizibil în acest moment, AUR, nu? Formațiunea
nici nu știu cum să o numesc, că s-a definit în mai multe feluri și analiștii îi spun ba iliberală, ba xenofobă, ba ultraconservatoare, alții îi spun ba promoscovită și așa mai departe. Nu mai contează foarte mult. Contează că există un magnet care captează toate nemulțumirile astea și care a ajuns acum, ca în scurt timp, să fie comparabil cu un USR Plus, de pildă, a treia forță din Parlament, sau cu, poate cine știe, chiar cu PNL, că nu mai știm cum stă PNL-ul distrus de ultimele crize. E adevărat, pe termen scurt, opoziția, mai ales una vehementă, în situații de criză, generează un anume tip de prevalență în raport cu partidele, să spunem, mai echilibrate sau care se află la putere. Dar depinde din ce perspectivă privim. Dacă privim din ideea de a vedea cine este mai gălăgios și capabil să fie cât se poate de negativ în ceea ce privește prestațiile celorlalți, și acesta este singurul argument, atunci probabil că simpatizăm astfel de atitudini. Dacă încercăm să vedem cum putem să ieșim din situația foarte complicată în care ne aflăm, și internă și internațională, atunci ne uităm spre o zonă profesionistă. Și în mod premeditat, n-am spus neapărat spre o zonă politică. De ce spun profesionistă? Știți, mă rog, mi-a atras mie atenția. Pare așa un fel de paradigmă oarecum amuzantă. Ați observat la un moment dat că se făceau diferențiere între un guvern de profesioniști și un guvern de politicieni. Deci se presupunea că cei care sunt specialiștii, nu știm cine erau ei, că au abandonat ideea, exact, era o altă categorie decât cea de politicieni, dacă este vorba de actul de guvernare. Încă o dată ar fi amuzant dacă n-am trece printr-o perioadă atât de complicată. Părerile dumneavoastră ale ascultătorilor noștri la 0372069599 despre criza de guvern, despre ce se întâmplă în contextul ăsta cu noi și nu în ultimul rând, că o să discutăm în câteva clipe despre nevoia unui pol conservator sau unei forțe de tip conservator, să deslușim ce înseamnă și acest lucru. Mircea, sunteți în direct, bună seara! Bună seara, bună seara celor din studio și ascultătorilor Europa FM și mulțumesc pentru onoarea de a avea ca interlocutor pe domnul Dan Diaconescu, ale cărei opinii de urmăresc de foarte... ale cărei opinii le urmăresc de foarte multă vreme și mi se pare extraordinar de echilibrată și... Bună seara, mulțumesc! Și e, din păcate, e o pierdere că nu, că PMP nu a reușit să intre în Parlament în această legislatură. Referitor la subiectele ridicate în emisiunea din această seară, sunt foarte multe de spus, dar cea mai groaznică concluzie pe care o pot trage și o pot semnala e că cei 30 de ani de așa zisă reformare a statului au adus România în situația de a nu mai putea fi guvernată. Practic, problema nu e că nu se înțeleg. Problema e... Bine, nici nu au cum să se înțeleagă două partide cu ideologii, presupun că mai au astfel de ideologie. Bună observație. Dar dincolo de acest aspect, nici nu se înghesuie, nici nu-și doresc foarte mult să intre la guvernare. Da, ce sistem ziceți că favorizează? Că așa ați început, că am ajuns în punctul în care să fie favorizate astfel de crize. Ce anume? Nu. S-a înțeles, deși nu favorizat. Am ajuns în punctul în care România a ajuns să nu mai fie guvernată. Bun. Să nu mai fie guvernabilă. Practic, ei fug de guvernare. Nu neapărat că nu se înțeleg. Nu-și doresc să se înțeleagă și nu fac niciun efort în acest sens. Își pun reciproc condiții aproape imposibile, care mi-e teamă că o să ne prindă primăvara cu negocieri continue. Iar în ceea ce privește inepția aceasta cu care ați început dumneavoastră emisiunea rotativă la guvernare, păi din punct de vedere constituțional, ce înseamnă această rotativă? Înseamnă că odată la un an și jumătate, guvernul să fie demis ori prin demisia primului ministru, ori prin moțiune de cenzură, adică reluăm negocierile. Și nu. Nu va merge ideea că, domnule, negocierile sunt gata făcute, va fi doar o formalitate. Aici nu vreau să-i cer părerea domnului Diaconescu. Nu există altă formulă să schimbi premierul? Nu, de bună voie? Are dreptate. De bună voie? Are dreptate. Nu se poate. Uh-huh. Deci, ori demisie, ori... nu există revocare. Există pur și simplu eliminarea guvernului și a primului ministru prin moțiune de cenzură. Așa este. Acest circ se va relua de câte ori se rotește rotativa, ca să zic așa. Da. Și nu va funcționa ideea că, domnule, negocierile sunt gata făcute, va fi o formalitate. Nu. Se va relua tot circul, pentru că nu e așa, atunci, realitățile de atunci nu mai coincid cu negocierile de acum. Exact. Deci ce stabilitate ne oferă această rotativă?
Ne oferă garanția repetării circului. Aveți dreptate. Cum n-a mai fost valabil ce s-a întâmplat cu USR Plus, de pildă, în decembrie, iată, n-a mai fost valabil în septembrie sau octombrie. Brusc zici că n-aveau nimic de împărțit niciodată, atât de mult să urau. Dacă mă întrebați din experiența internațională, cât o mai cunosc eu, eu nu știu vreo majoritate care să fi eliminat de la guvernare prin aportul majorității respective. Deci ceea ce a făcut și PSD-ul când și-a dat jos guverne, ceea ce a făcut și USR-ul în relația cu PNL-ul, n-are importanță aici cine ar fi sau nu responsabil, ca și practică politică, așa ceva eu nu știu, poate nu cunosc eu tot ce se întâmplă în lume. Îi spun bună seara lui Mihai, sunteți în direct la Europa FM. Vă ascultăm. Bună seara dumneavoastră, domnului Diaconescu și tuturor ascultătorilor. Aș vrea să discutăm un pic, dacă se poate, despre acest pol conservator. Așa, eu bun. Ați luat-o înainte. Vă rog. Sunt progresist. Cred că am avea nevoie în România și de un pol conservator, dar ne este atât de frică să nu fie acaparat de aur, pentru că este un partid atât de toxic și atât de mult rău face România, încât lumea nu-și dă seama. Ar fi atât de trist ca aur să fie polul conservator din România, ceva de neimaginat. Bun, acum vă opresc doar o secundă ca să facem niște precizări, să nu înțeleagă lumea cine știe ce. Ideea asta cu polul conservator a venit, e adevărat, dinspre aur și viza niște formațiuni mai degrabă fantomă, putem să le spunem așa, niște formațiuni neparlamentare, foarte mici, probabil că de unele nici n-ați auzit, n-a auzit presa, probabil imaginez că, nu știu, oamenii n-au auzit foarte mult despre ele. Nu avea legătură cu o discuție directă între aur și PMP, dar aici vă las imediat să continuați. Vrem să aflăm de la domnul Diaconescu dacă PMP se regăsește într-o formă, nu în asocierea cu aur, ci în ideea constituirii unui pol conservator cu cineva și cât de important e să ai genul ăsta de reprezentare. Nu, Mihai? Aici înțeleg că vreți să ajungeți. Bun. Da. Să-l ascultăm împreună. Da, vă spun cât se poate de deschis. Cei de la aur au trimis o scrisoare. Am primit-o și noi. Într-adevăr, sunt acolo menționate vreo 4 sau 5 formațiuni, iertați-mă, nu mi le amintesc, nu sunt foarte prezente pe scena politică. Probabil, cu bune și rele din experiența vieților mele anterioare, puteți să înțelegeți un lucru, tot ce este anti-european, extremist, nu poate fi acceptat de mine, în momentul în care am pus și o cărămidă, ca noi toți să circulăm în Occident, să ne apropiem de lumea civilizată, să fim și noi partea lumii libere. Deci, din acest punct de vedere, dacă orice partid politic din România, dorind să se apropie de Partidul Mișcarea Populară, reușește să mă convingă pe mine, pentru că mă întrebați pe mine, probabil sunt sigur că și pe colegii mei, de faptul că vor gândi pro-european, că nu merg împotriva intereselor fundamentale ale poporului român, pentru că să știți că, din punct de vedere al voinței, nu politicienii, nu diplomații ne-au dus în lumea civilizată, ci poporul român. Politicienii n-au făcut din 1995, din pactul de la Snagov, decât să se adapteze la voința societății românești. Deci cam asta e raportul. Deci, din acest punct de vedere, dacă există partide care înțeleg aceste elemente fundamentale, atunci putem discuta. Dacă există partide care se situează în afara acestui cadru, nu putem discuta. Asta este ce pot să vă răspund în momentul. Mihai spunea ceva mai devreme că se teme ca ideea să nu fie acaparată, să nu fie asociată doar cu aur. Și aici ar trebui să vedem, totuși poate ne explicați un pic, ce înseamnă o reprezentare din asta de tip conservator, să zicem, puneți dumneavoastră ghilimelele, care să difere de ceea ce propune aur în acest moment. Adică, care sunt coordonatele? Care ar putea fi coordonatele? Poți să discuți despre elemente și valori naționale fără să cazi în naționalismul de tip Milosevici. Și cine are amabilitatea să mă asculte, poate intra pe internet dacă nu știe ce s-a întâmplat în acea perioadă. Poți să discuți despre creștinism, poți să discuți despre valorile familiei, fără să fii neapărat împotriva cuiva. Nu ești mai bun creștin dacă ești negativ împotriva celui care are o altă viziune.
Deci, din acest punct de vedere, ca să nu mai vorbesc, evident, de ce înseamnă să fii pro-european și pro-euroatlantic. Ce înseamnă să aperi într-o organizație internațională libertățile fiecăruia dintre noi. Cine încalcă sau pune la îndoială aceste aspecte, fie este rău intenționat, fie este provocat de alții, fie n-a făcut parte la un moment dat din întregul efort și politic și diplomatic, dar mai ales al poporului român, repet, în a merge în lumea liberă. Argumentul meu, 5 milioane de români care se află acum în Europa Occidentală pentru încăutarea nu numai a unui salariu mai mare, nu, ci a unui mod de viață respectat, liber și echilibrat. Acei 5 milioane de oameni, dacă alții să spunem că s-ar uita într-o altă direcție, sunt, după părerea mea, argumentul vis-a-vis de care ceea ce spun eu cred că este și ceea ce contează. Bun, cred că ne-am lămurit din răspunsul ăsta că nu e prea mare sau aproape deloc vreo suprapunere cu ce propune AUR în acest moment, dar s-ar putea, domnule Diaconescu, să fie o suprapunere cu ce propune PNL în acest moment pentru un anume tip de electorat al lui. Și aici mă întorc la ideea acelei asocieri, alipiri, fuziuni, parteneriat, cum am tot numit-o în ultimele câteva zile, de când a apărut din spre PNL vestea asta că s-ar putea să vă uniți forțele. Ce se întâmplă, de fapt? Nu există nicio variantă de fuziune, nu s-a discutat așa ceva, nu mă duc să zgâriu ușa nimănui pentru a cere, poziționări într-o formă sau alta, da. Încurajez și sunt cât se poate de interesat, cum sunt și partenerii noștri din familia popularilor europeni, cum sunt și foarte mulți dintre cetățenii României, în legătură cu dialogul cu dreapta. Avem 2200 de aleși locali și 50 de primari în Partidul Mișcarea Populară. Acești oameni au fost aleși pentru a face proiecte și pentru a duce la îndeplinire o serie de promisiuni în comunitățile locale. Toate aceste realizări se pot operaționaliza, în special prin cooperarea cu partea dreaptă. Vreau să vă spun că experiența guvernării PMP, PNL, de anul trecut, nu ne-a adus exemple prea interesante. Mă rog, încerc să-mi aleg cuvintele. Dar dialogul nu-l voi abandona niciodată, cu oricine. Perspectivele unei colaborări pot exista cu Partidul Național Liberal, repet, pe proiecte, pe politici publice, nu prin desfințarea PMP. Îi mulțumesc lui Mihai și îl salut pe Gabriel. Mai avem timp de o întrebare scurtă. Gabriel, bună seara! Bună seara, domnul Mușat! Bună seara, domnule Cristian Diaconescu! Bună seara! Bună seara ascultătorilor dumneavoastră și urmăritorilor dumneavoastră! Tocmai legat de ce a spus domnul președinte Diaconescu, aș vrea să adresez o întrebare, ultimele lucruri pe care le-a spus domnul președinte. Ținând cont de contextul politic din România, din acest moment, în care dreapta încearcă să colaboreze cu stânga, marii dușmani devin prieteni pentru a conduce România, electoratul PMP, care a fost la locale, la parlamentare chiar, așteaptă de la PMP, probabil, să devină, în acest context vorbesc, o alternativă viabilă de dreapta. Pentru că se observă în statistici că PNL-ul a scăzut chiar destul de mult în ochii electoratului. Și atunci, locul care ar trebui luat de o formațiune politică conservatoare, cum este și PMP-ul, n-ar putea fi luat în contextul unei fuziuni, că acum tocmai ce a spus domnul președinte, da, e logic, nu ce va zis. Fi fuziune. Da. Bun, vă grăbesc un pic, vă rog. Ce preconizează domnul președinte că va fi în viitor, în următorii 2-3 ani, cu PMP-ul, pentru ca acest electorat să aibă încredere în formațiunea aceasta, pentru ca dumnealui, pentru că consider că este un candidat veritabil pentru funcția de președinte și în cazul unei colaborări, să-i spunem între ghilimele, cu siguranță nu va fi lăsat să fie candidat decât independent, poate. Și atunci, cum vede domnul președinte viitorul PMP-ului și viitorul dumnealui ca și candidat la președinția României,
în contextul ăsta. Discuțiilor da. Care există acum. Mulțumesc tare mult, Gabriel. Vă rog. Pe scurt, Partidul Național Liberal și-a desemnat un grup de colegi liberali din conducere. O să facem și noi acest lucru. Din punctul de vedere al PMP, acest grup va avea un mandat politic, nu unul legat de poziții și funcții. Dacă discuțiile pe proiecte, inclusiv cele pe care noi le-am susținut foarte mult timp, 300 de parlamentari, alegeri în două tururi, legea sănătății, care nici acum nu este pusă în discuția măcar a comisiilor din Parlament propusă de PMP și alte proiecte, inclusiv în ceea ce privește sistemul de energie. Deci, pe aceste proiecte, dacă va exista cooperare, dialog în ceea ce privește promovarea lor, va fi în regulă. Dacă nu, discuțiile se întrerup și ne vedem fiecare de viața lui politică. Trebuie să lămurim și ce se întâmplă în Belarus, spuneam la începutul emisiunii, că ne apropiem de final. Polonia vorbește de o presiune extraordinară a migranților pe granița ei și vorbește despre implicarea NATO. Iar noi când auzim NATO ne gândim ce să facem la război sau la apărarea prin mijloace militare sau despre ce e vorba, la ce trebuie să ne așteptăm? Nu, pe scurt. Deci situația într-adevăr este una foarte complicată, este partea unui război hibrid. Consiliul de Securitate s-a întrunit joia trecută, dacă nu mă înșel. Au adoptat o rezoluție la propunerea Statelor Unite, Marii Britanii și Norvegii, prin care au spus exact acest lucru, preocuparea foarte serioasă în ceea ce privește demersurile pe care Belarusul, președintele Lukashenko, le fac prin a aduce migranți până la frontiera Poloniei, Lituaniei și Letoniei. Deci se iau migranți cu avioanele exact. Din Africa, din Orientul Mijlociu și se masează la granița cu Uniunea Europeană. Hai, duceți-vă exact peste ei. Exact, un război hibrid în toată puterea cuvântului. Statele Unite au transmis statelor NATO o notă diplomatică numită demers, prin care îi avertizează în legătură cu o serie de mișcări preocupante de trupe ale Federației Ruse în spațiul ucrainean. Toate aceste aspecte, în mod natural, trebuie discutate de Alianța Nord-Atlantică. Articolul 4 este, dacă doriți, alerta timpurie în ceea ce privește implicarea Alianței Nord-Atlantice, începutul demersului politic. Nu se pune problema unei dimensiuni militare în acest moment și nu cred, vă spun sincer, că acest lucru se va întâmpla. Sunt mulți factori care joacă, inclusiv energia, instrumentalizarea acesteia în această situație de criză și vor transmite un anume mesaj, Alianța Nord-Atlantică. În orice caz, sunt și canalele diplomatice deschise. William Burns a fost, șeful CIA a fost în Federația Rusă. El este un pentru diplomat că nu este de carieră. Pentru Belarus, de fapt, este despre Rusia, domnule exact. Diaconescu. Să discutăm despre elefantul din cameră. Este... a fost o vizită foarte importantă și vor apărea semnale în legătură cu consecințele acestei vizite. Uniunea Europeană a luat o decizie în ceea ce privește regimul de sancțiuni privind Belarusul. A fost intensificat acest sistem de sancțiuni, nu a fost diminuat, deci n-a făcut nimeni un pas înapoi. Germania a blocat pentru o perioadă avizarea acordului Nord Stream 2, care tehnic este gata. Deci, da, se joacă la o miză foarte semnificativă, pentru că se pare că Federația Rusă încearcă, de fapt, să se apropie de frontiera Alianței Nord-Atlantice, eliminând această zonă gri, practic, tampon, începând de la peninsula Kaliningrad, Ucraina, Republica Moldova și ieșirea la Marea Neagră. Mulțumesc foarte mult, Cristian Diaconescu, președintele PMP, în Piața Victoriei, astăzi, pe curând. Piața Victoriei cu Tudor Mușat la Europa FM.